Sărbătoare mare pentru comunitatea cehă din Mehedinți. Weekendul trecut a avut loc prima ediție a festivalului Berry în satul Eibântal. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de parlamentarii Liviu Mazilu, Alin Chirilă, Cornel Folescu și secretarul de stat Bogdan Simcea. Bine ați venit la Eibântal, la prima ediție a festivalului Berry. Este un festival astăzi mic, sperăm ca în 4-5 ani să fie un festival la care să participe 1.000-1.500 de persoane. Cu siguranță o să reușim, doar să fim sănătoși. În acest sfârșit de săptămână, localitatea Eibântal din județul Mehedinți a găzduit prima ediție a festivalului Berry, un eveniment care a surprins atât momente artistice susținute de trupe locale, cât și activități de divertisment, apreciata bere cehă și specialități culinare specifice. La invitația comunității cehe a participat la eveniment președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de parlamentarii Liviu Mazilu, Alin Chirilă, Cornel Folescu și secretarul de stat Bogdan Simcea. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prezent la eveniment, și-a arătat respectul față de oaspeții din Parlamentul Cehiei, prezenți în satul mehedințean. Îi mulțumesc lui Tibi pentru invitația pe care mi-a făcut-o mie, dar a făcut-o și colegilor mei, să fim astăzi la prima ediție a festivalului Berry în Eibântal. Profit de această ocazie să urez oaspeților noștri din Cehia bun venit în Eibântal, în județul Mehedinți, bun venit în mijlocul comunității cehe din Eibântal. Îl felicit pe Tibi pentru organizarea acestui festival. Este o onoare pentru județul Mehedinți să avem oaspeții de seamă în persoana domnului deputat și a domnilor deputați din Parlamentul Cehiei. Îi asigurăm că avem un respect deosebit față de comunitatea cehă din România și Consiliul Județean Mehedinți va susține evenimentele care se vor organiza în satul Eibântal. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a subliniat importanța comunității cehe în județul nostru, aceștia reprezentând o adevărată pată de culoare. Am venit aici pentru a vă transmite, alături de cei doi colegi ai mei deputați și de secretarul de stat, domnul Simcea, salutul Partidului Social Democrat. Noi suntem parlamentari și, mă rog, reprezentanți în guvern din partea Partidului Social Democrat din Mehedinți, așa cum este și președintele Consiliului Județean. Și în această calitate, dar nu numai, ca mehedințeni, ne bucurăm să fim în mijlocul comunității cehe. Eibântal este o pată de culoare, o lumină în județul Mehedinți și suntem foarte mândri să vă avem conaționalii noștri, să locuim împreună pe aceste meleaguri și să ne bucurăm de cultura, tradițiile, de muzica dumneavoastră și de tot ce are mai bun comunitatea cehă. De asemenea, la eveniment au participat deputatul Martin Hajek, membru al Comisiei Prietenii Banatului, deputatul Roman Belor, președinte al Comisiei pentru Cehi în afara granițelor, și deputatul Miroslav Zborovski, membru în Comisia de Buget. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru invitație, suntem foarte bucuroși și mândri că suntem prezenți aici. Mulțumesc domnului deputat Martin Hajek, care este membru al Comisiei pentru sat de cehe din România, și ca să fie cât mai bine treaba făcută, am venit și să vedem exact ceea ce este aici, să vedem oamenii care lucrează în zonă, să vedem localnicii și să vedem pe cei care susțin proiectele locale. Mulțumim mult pentru buna găzduire, cum se spune că cel mai bine te simți acasă, dar noi cred că ne simțim aici acasă. Mulțumesc mult domnului președinte și domnului senator. Mulțumim mult pentru sprijinul etnicilor cehi din Eibântal și sperăm că va fi o muncă pentru viitor și că vom reuși să colaborăm pe viitor. Festivalul le-a oferit prilejul autorităților să poarte discuții cu parlamentarii cehi veniți la Eibântal, astfel că, din respect pentru ceea ce reprezintă această comunitate pentru județul Mehedinți, ambele părți și-au manifestat intenția de a coopera. Evenimentul a fost o adevărată reușită, muzică și voie bună și multă bere. Autoritățile județene au felicitat organizatorii evenimentului și au apreciat toate acțiunile pe care le întreprind, culturale sau de divertisment, care strâng oamenii la oaltă în minunata zona Clisurii Dunării și prin intermediul cărora vizitatorii cehi cunosc județul Mehedinți.